Turcia a fost victima unui nou atentat. Trei bărbați au semănat teroare pe aeroportul din Ataturk, din Istanbul. După un schimb de focuri cu forțele de ordine turce, atacatorii s-au aruncat în aer. Zeci de persoane și-au pierdut viața și peste 100 au fost rănite. O cameră de supraveghere a surprins momentul în care aeroportul este luminat de o explozie puternică. Atacul a avut loc în zona sosiri internaționale a aeroportului, la primul punct de control. Cei trei teroriști au sosit la aeroport cu un taxi, înarmați cu pistoale mitralieră și purtând veste cu explozibili, și apoi au deschis focul la întâmplare asupra pasagerilor. A urmat un schimb de focuri cu forțele de ordine care au încercat să îi oprească. În scurt timp s-au auzit două explozii, una după alta. A urmat apoi un nou schimb de focuri și o a treia explozie puternică. O înregistrare video arată momentul în care unul dintre atacatori cade la pământ după ce a fost împușcat de un polițist și la scurt timp se aruncă în aer. Primul ministru turc, Binali Yıldırım, a dezmințit zvonul potrivit căruia un al patrulea terorist ar fi scăpat. Atacul s-a soldat cu peste 40 de morți și sute de răniți, unii dintre ei în stare gravă. Un grup de pasageri români care urmau să decoleze spre București au rămas blocați pe aeroportul Ataturk. Un singur cetățean român a suferit răni ușoare în îmbulzeala creată după ce panica s-a instalat printre pasagerii aflați în aeroport. O echipă de la Consulatul României a preluat pasagerii români care au fost cazați la hotelurile din apropierea aeroportului. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, printre victime nu se află cetățenii români. Fostul premier al României, Victor Ponta, a fost la un pas de triplul atentat. Acesta se afla în mașină, foarte aproape de intrarea în aeroport, de unde urma să decoleze spre România. Mașina sa a fost întoarsă din drum de către autoritățile turce. Fostul premier și-a exprimat pe pagina de socializare solidaritatea cu poporul turc și cu victimele atentatului. Condoleanțe celor apropiați de victime, solidaritate cu poporul turc în lupta cu monștrii teroriști. Încă un semnal că nimic nu este mai important astăzi în Europa decât colaborarea pentru combaterea terorismului. Și premierul albanez Edi Rama s-a aflat la un pas de pericol. Premierul Albaniei a ajuns în Turcia într-o vizită de lucru oficială. Aeronava la bordul căreia se afla a aterizat pe aeroportul Ataturk chiar în momentul în care avea loc atentatul. Avionul a aterizat în siguranță și premierul a fost transportat către o reședință oficială. Anual, peste 62 de milioane de pasageri trec prin acest aeroport cunoscut pentru măsurile ridicate de siguranță. În ultimul an, Turcia a fost lovită de un val de atentate teroriste. Acesta este al treilea atentat care a avut loc în Istanbul în ultimele 6 luni, soldate cu zeci de morți și sute de răniți.